Beatrice Rancea, fostul manager al Operei Naționale din Iași, a fost angajată recent la Teatrul Alexandru Davila din Pitești, acolo unde este noua șefa secției dramă. Instituția din Pitești nu pare deranjată de ancheta DIICOT care continuă în cazul artistei. Vă reamintim că Beatrice Rancea este cercetată după ce în anul 2014 ar fi constituit un grup infracțional organizat la care ar fi aderat mai multe persoane. Mai mulți angajați ai Operei Naționale din Iași au acuzat-o pe Beatrice Rancea de cheltuirea banilor publice instituției și concediere abuzive. DIICOT a decis să ia măsuri în acest caz. Bogdan Gheorghiu, ministrul culturii, a declarat că Beatrice Rancea a acceptat încetarea mandatului începând cu data de 1 septembrie a acestui an.